1-0 pentru Universitatea Craiova. O pasă foarte bună expediată de Prepeliță, iar Florin Costea, la experiența și la talentul său, nu iartă din asemenea poziții. Dragoș Balauru, neînvins în ultimele 3 etape de campionat, nu a avut ce face acum și a trebuit să scoată mingea din plasă. Foarte multe speranțe sunt legate de Florin Costea în ceea ce privește obiectivul pe care l-are de îndeplinit Universitatea Craiova. Dacă nu mă înșel, este a 47-a reușită a lui Florin Costea în Liga 1, în 113 meciuri jucate, un bilanț.